Salutare tuturor celor care mă urmăriți. Am în față un compresor de la Steinhaus, că tot a devenit chinezăria mea preferată. Este un compresor din asta stil geantă, fără putelie. L-am luat tot de pe Mag. Am văzut că avea tot așa un număr destul de mare de opinii pozitive și aveam și un voucher de 10% și am zis să-l fructific. Am luat compresorul ăsta pentru că am nevoie să mai curăț câte ceva, de exemplu calculatorul, anumite scule, flex, pendularul, diferite scule cu care mai lucrez și care se umplu de praf. Și eu l-am și pe la mare cu butelie, dar e mare, e greu. Îmi este destul de greu să-l mut de colo-colo, unde am eu nevoie și unde lucrez. Și oricum voiam de mult timp să cumpăr un compresor din ăsta așa mai mic, doar pentru suflat. Acum, desigur că el văd că merge și pentru umflat, de exemplu, roți, la mașină, la bicicletă, diferite obiecte din astea, precum, știu eu, saltele, piscine, fotolii, mingi, tot felul de chestii din astea. Și zic să îi facem o despachetare, să vedem cum arată. Să văd cum îi desfac chestia asta din carton, să nu o deteriorez, pentru că în cazul în care nu sunt mulțumit de el, o să-l trimit înapoi și să nu avem probleme. Cam așa arată compresorul ăsta. Adică deja reclama asta e un pic cam dezlipită de aici. Nu am pretenții din punctul ăsta de vedere. Produsul nu a costat mult, undeva la 237 de lei, v-am spus, cu voucherul ăsta pe care l-am fructificat. Nu e chiar așa de ușor. Cred că are undeva la 4,5 kg. Din câte îmi dau eu seama. Hai să vedem așa un pic cam cum arată la exterior. Cum e făcut. Nu pot să am mari pretenții la finisaje. Pentru că este un produs mai ieftin. Și nu pot să ai pretenții foarte mari, dar oricum nu pare foarte rău lucrat. Să vedem, are aici butonul de pornit oprit, îmbrăcat în chestia asta din plastic. Să vedem ce are înăuntru aici. Dacă îmi dau seama și cum se desface. Ar trebui să trag așa de ea. Da, iese așa. Și aici sunt niște duze. Uite, de exemplu, asta mai lungă. Probabil pentru ceva. Gen minge sau chestii de genul ăsta. Asta, de exemplu, nu știu deocamdată,
la ce se folosește. Văd că le-am deranjat și nu pot să le mai bag la loc. Asta e o chestie așa cu o gumă în capăt, cu un fel de cauciuc. Și mai e asta aici. Uite, are mai multe. Probabil astea sunt duzele alea pentru furtun. O să le descopăr eu. Eu un pic am lovit în unele locuri. Prăfui, bineînțeles că n-am primit niciodată o sculă nouă, cât ar fi fost ea de împachetată și de sigilată. Tot prăfuite, tot, vai mama lor, le-am primit de fiecare dată. Înăuntru aici avem un furtun. Să încerc să nu le... Asta e pistolul cu ceasul pentru atmosferă aici. Asta se prinde de ventilul de la roată. Și o să vedem câte atmosfere sunt în roată, că trebuie să o umflăm. Nu pare el așa, cine știe ce. Sper să-mi dea corect. Asta mă interesează. Cablul de alimentare cu ștecherul care intră acolo în locul ăla și aici trebuie să mai fie furtunul. Vedem dacă reușesc să-l scot. Furtunul este și el legat acolo direct în mașină. N-are vreo duză ceva de desfacere. Și la asta o să bag pistolul de suflat sau ăsta de umflat, în funcție de ce am nevoie. Am văzut că ăștia spuneau că ăsta trebuie folosit un minut jumate din 10, adică îl voi folosi doar un minut și jumătate și 8 minute jumate trebuie să stea să se răcească. Probabil se încinge motorul ăla foarte tare. Dacă scrie ceva pe asta. 1100 de wați, 8 bari, presiune maximă. Deci are o capacitate de 180 de litri pe minut. Și cam asta era ce mă interesa pe mine în mod special. O să-l bag în priză. Să fac o probă să vedem dacă suflă sau nu suflă și care e treaba cu minutul la jumate. Ceea ce mi se pare interesant este că am zis că nu se oprește automat. Trebuie să mă uit eu, să fiu atent, să nu-l las să meargă foarte mult. Asta e o chestie proastă, că puteau să-i fac un mecanism ceva și să decupleze singur după o minut și jumătate. E cam aiurea să stai să sufli cu cronometru în față. Da, pare să sufle destul de bine, ați văzut cum face pielea mea în palmă. Are presiune, erau unii care spuneau că li se pare, sau cel puțin au constatat ei, că suflă un pic mai tare la început și pe urmă mai încet. O să văd exact dacă se întâmplă așa și la mine. Am timp zilele astea să-l probez, să văd cât de bine merge și dacă sunt mulțumit de el.
Dacă nu v-am spus, nu e niciun fel de problemă, am 14 zile la dispoziție să-l trimit înapoi. Da, nu cred că va fi nevoie. Nu l-am luat pentru vopsi, nu l-am luat pentru operațiuni din astea, de-aia l-am pe la mare cu butelie să-mi fac treaba cu el. Ăsta l-am luat să mai suflu câte ceva, calculatorul, știu eu, flexul când se umple de praf sau pendularul sau diferite accesorii cu care mai lucrez. Doar asta e destinația lui și pentru altceva nu am nevoie și pentru atâta lucru sper să își facă treaba fără niciun fel de problemă. E adevărat că face un zgomot cam mare, dar na, are un motor destul de puternic ca să pompeze suficient aer. Acum nu știu, eu cred că totuși pe undeva are el un rezervor ceva, un tank pentru aer. Că am înțeles din comentariile celorlalți că are o supapă undeva care refulează. Și în cazul ăsta înseamnă că are undeva o supapă de refulare. Nu-mi dau seama unde ar putea să fie. Are și manual. Probabil aici înăuntru scrie mai multe detalii despre cum se folosesc duzele alea și la ce. Și na, date despre buna lui întreținere. Deci, da, uite, mi arată duzele astea. O să-l citesc să vedem dacă trebuie să îl menajez în vreun fel anume. Are și certificat de garanție. Am primit la toate certificat de garanție. 2 ani, că atâta e legea. Ca o concluzie finală, eu văd că își face treaba pentru care este gândit. Nu pare să aibă probleme. Probabil dacă e ceva o să-mi dau seama mai târziu, în timpul folosirii mai îndelungate, dar deocamdată nu am ce să-i reproșez. Merge, funcționează, este lucrat cât de cât ok. Nu pot să am mari pretenții de la niște produse atât de ieftine. Văzusem și alte modele, văzusem unul în stil cub, așa de la Black & Decker, era frumușel, era arătat bine. Dar costa dublu cât ăsta. Pe urmă am mai văzut alte modele, tot așa în stilul ăsta de valiză de la Fiac. Iar la fel era cam scump, n-ar fi avut rost să cumpăr unul mai scump pentru că l-am deja pe la mare și îmi fac treburile foarte bine cu el. V-am spus, ăsta l-am cumpărat strict cu destinația de a curăța calculatorul, scule. Partea bună este că neavând ulei are un aer curat. Altceva nu știu ce să vă mai spun despre el. Cam astea erau datele importante de menționat. Vi l-am prezentat și mai departe o să văd eu cum va funcționa și cum mă voi descurca cu el. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept să mă urmăriți și în continuare. Mult spor la treburi și numai bine!